În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 16 la 34, găsim relatarea întâlnirii dintre Iisus și temnicerul din Filipii prin intermediul apostolilor. Aceasta este a cincea întâlnire relatată dintre Iisus și anumiți oameni după înălțarea lui la cer. Iisus se întâlnește cu famenul, se întâlnește cu Corneliu, se întâlnește cu Saul din Tars, se întâlnește cu Lidia și mai apoi cu temnicerul. În trei din aceste întâlniri, Domnul Iisus se întâlnește cu oameni cucernici care îl căutau în felul lor. În cazul lui Saul din Tars, se întâlnește cu omul care se împotrivește pe față. În cazul temnicerului, Domnul Iisus se întâlnește cu omul indiferent sau ignorant în ce-l privește. Nu știm nimic despre trecutul lui, nu se menționează nicio căutare a lui după Dumnezeu. Se prea poate să fi fost unul dintre cei despre care a vorbit Pavel mai târziu, când a citat cuvintele lui Dumnezeu. Am fost găsit de cei ce nu mă căutau. M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Roman 10:20. Observați, Domnul Iisus caută să se întâlnească, chiar și după înălțare, cu toate categoriile de oameni, deci chiar și cu tine și cu mine. Întâlnirea de astăzi are 5 tablouri. 5 tablouri care se leagă unele de altele și completează frumoasa și bogata povestire. Primul tablou are de-a face cu mărturia întunericului. Fapte 16, de la 16 la 18. În textul nostru, Luca vorbește despre un duh pitonic. Piton era dragonul din Delphi, care păzea centrul pământului, reprezentat printr-o piatră. Piton era ilustrat sub forma unui șarpe în sculpturile și picturile grecești. Acesta intra în preotesele Pitia și vorbea prin ele. Astfel, în delirul profetic al ghicitoarei, demonul își rostea mesajul prin ea. Glasul ce ieșea din gura ei nu era vocea firească a fetei, ci una nefirească. De aceea Luca menționează acest duh pitonic care se afla la mijloc. Ei bine, la o prima vedere am putea fi mirați de atitudinea lui Pavel. Aparent, ghicitoarea le făcea un bine. Le făcea reclamă, spunea adevărul. De ce Pavel nu acceptă mărturia ei? Nu trebuie să fim surprinși de faptul că adevărul este spus de persoane locuite de cel rău. Cel rău folosește chiar și adevărul dacă acesta îi slujește scopurilor sale. Evangheliile relatează modul în care Domnul Iisus s-a raportat la acest gen de mărturie. În mod invariabil, el a făcut pe toți să tacă. Dacă Domnul Iisus ar fi primit mărturia oamenilor demonizați, el ar fi putut apărea în ochii multora ca aprobând spiritismul. În cazul nostru, situația era asemănătoare. Acceptarea mărturiei satanei ar fi însemnat o asociere între Evanghelie și activitățile demonice. Ar fi făcut o declarație indirectă, cum că în lumea spirituală nu există granițe bine delimitate, deși acestea există. De aceea, Pavel a alungat demonul ca să dovedească ostilitatea fără compromis a Evangheliei față de spiritism. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu ajutorul uneltelor răului. Adevărul și răul nu se amestecă în politica lui Dumnezeu. Scopul nu scuză mijloacele. Mijloacele sunt la fel de importante ca și scopul în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, atât scopul cât și mijloacele promovării trebuie să fie onorabile. Oare tocmai prin acest adevăr, Duhul lui Dumnezeu vrea să vorbească cuiva astăzi? Oare este cineva care trebuie să audă aceste cuvinte? Cineva care cochetează în lucrarea lui Dumnezeu cu folosirea unor mijloace nevrednice? Dar uitându-ne la același tablou, mai greu de explicat este de ce Pavel nu sare imediat să oprească mărturia întunericului. Pavel o rabdă câteva zile înainte de a porunci Duhului să iasă din fată. Oare să fie și aici o lecție pentru noi? Cu siguranță. Nu vedem aici un Pavel înrolat la o misiune de exorcizare. Nu aceasta era focalizarea lui. Abia când deranjul făcut de împărăția celui rău a devenit insuportabil,
Pavel se întoarce și poruncește Duhului să iasă afară. De fapt, nu vedem niciun apostol a cărui focalizare să fie exorcizarea. Nu vedem nicăieri darul exorcizării în lista darurilor Duhului Sfânt. Confruntarea directă a împărăției răului nu este meseria creștinului. Oricum, până la nimicirea ei de către Hristos, chiar printr-o confruntare directă, noi putem rezolva problema doar temporar și local. Confruntarea directă a împărăției răului nu este meseria creștinului. Apoi, relatarea întâlnirii decurge mai departe. Și vedem al doilea tablou, și anume consecințele confruntării împărăției întunericului, de la versetul 19 la 24. Doar citindu-l imediat, pricepem o altă mare învățătură, și anume, când alegem sau trebuie să înfruntăm împărăția întunericului, trebuie să ne așteptăm la reacțiile ei. Care a fost acestea? Care au fost consecințele? Au fost dezbrăcați în public? Au fost bătuți cu nuiele? Au fost aruncați în închisoare și prinși în butuci? Aplicația pentru noi? Cântărește bine dacă trebuie să ataci direct împărăția lui Dumnezeu în felul acesta, înainte de a o face. Dacă trebuie să o faci, așteaptă-te și la consecințe pe măsură. Nici măcar Pavel n-a sărit imediat să scoată Duhul. Așteaptă-te la reacțiile împărăției celor rău când îl confrunți direct. Apoi întâlnirea cu temnicerul se pregătește în continuare. Și vedem al treilea tablou al întâlnirii. Atitudinea apostolilor în suferință. Versetul 25. Această fază premergătoare și cauzatoare a întâlnirii între Iisus și temnicer este foarte importantă și Scriptura o surprinde foarte bine. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Atitudinea apostolilor în suferință a condus la manifestarea lui Hristos înaintea martorilor. Un lucru foarte important de învățat pentru oricare dintre noi. Vicky Medved de la Northwestern University a condus un studiu psihologic pe medaliații olimpici. Concluzia lor a fost următoarea. Medaliații cu bronz sunt mai fericiți decât medaliații cu argint. De ce? Iată rezultatul muncilor. Medaliații cu argint tind să se focalizeze pe cât de aproape au fost de medalia de aur și ajung astfel nesatisfăcuți, nemulțumiți cu argintul. Pe când medaliații cu bronz tind să se focalizeze pe cât de aproape au fost să nu primească nicio medalie și totuși au primit-o. Acest studiu nu face altceva decât să confirme o fațetă fascinantă a naturii umane, și anume, focalizarea ta determină atitudinea ta. Ceea ce simțim nu este determinat de realitatea obiectivă, ci de focalizarea noastră subiectivă. Pusă altfel, ca și o lecție de viață pentru noi, o putem formula astfel. Atitudinile lăuntrice sunt mai tari decât circumstanțele externe. Poetul John Milton a spus-o cel mai bine, mintea are putere în ea însăși și de una singură poate face un rai din iad și un iad din rai, am încheiat citatul. Este extraordinar cum unii dintre noi știu să găsească ceva pozitiv pe care să se focalizeze chiar și în cele mai insuportabile situații. Iar alții știu să găsească cei mai rău până chiar în cele mai bune situații. De ce?
pentru că tindem să vedem ceea ce căutăm. Pavel și Sila au decis să caute motive care să-i conducă la lăudarea lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțele în care se aflau. De cele mai multe ori suntem împovărați de ceva pentru că ne-am focalizat pe problemă. Ne-am reglat obiectivul pe ceva greșit. În cele mai multe cazuri, soluția este reglarea obiectivului pe întreaga imagine. Pavel și Sila, spune textul, au început să se închine, adică să-și ia ochii de pe circumstanțele exterioare și să se focalizeze pe Dumnezeu, să vadă un tablou mai mare. Dacă ar fi dat zoom in pe situația în care au ajuns, ar fi avut doar motive de plângere. Adică cum? Noi am scos demonul afară din fetița aceea și ce am primit în schimb? Adică cum? Suntem într-o călătorie misionară și suntem umiliți, bătuți și băgați în închisoare? Adică cum? În loc ca Dumnezeu să ne țină spatele, ne lasă jupuit de nuiele? Pavel și Sila s-au defocalizat de pe problemă și s-au focalizat pe Dumnezeu. Asta face închinarea. Restaurează echilibrul. Te ajută să îți îndrepți perspectiva chiar atunci când ceva nu merge bine. Pavel și Sila știau ceea ce Amy Carmichael a descoperit câteva secole mai târziu. Amy Carmichael a fost o misionară în India timp de 56 de ani. Ultimii 20 de ani de viață de misiune și-a petrecut ținută în pat din pricina unui accident. În anii aceia a scris cele mai multe din cele 40 de cărți ale sale. Ei bine, citind cuvintele din Romani 8:28, știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică spre binele celor chemați după planul său. Citind aceste cuvinte, Amy Carmichael a notat concluzia următoare. Citez. Un stăpân înțelept niciodată nu va risipi timpul slujitorului său. Am încheiat citatul. Adică, dacă într-adevăr credem că Dumnezeu este un stăpân înțelept, atunci poți ști cu siguranță că El nu risipește timpul slujitorului său. El nu îngăduie suferința peste slujitorul lui ca să-i irosească timpul. Gândind astfel, focalizându-ne pe acest fel de gândire, ne putem recâștiga echilibrul spiritual. Pentru că închinare înseamnă reînrămarea circumstanțelor. Ești într-o anumită situație, ia înrămează-o în Dumnezeu și vei găsi resurse să trăiești altfel. Viktor Frankl, numărul 119.104, un supraviețuitor al Holocaustului, scria despre experiențele lui din Auschwitz în cartea sa Man's Search for Meaning, căutarea omului după semnificație, după înțeles, după rost. El spune așa, citez, omului se poate lua totul cu excepția unui singur lucru, ultima libertate umană, să-și aleagă atitudinea în mijlocul unui complex de situații date. Am încheiat citatul. Cea mai importantă alegere pe care o putem face este alegerea zilnică a propriei atitudini. Pavel și Sila, bătuți cu multe lovituri, prinși în butuci, dar nimic nu poate înlănțui spiritul uman, decât dacă se lasă înlănțuit. Atitudinea nu ți-o poate fura nimeni. De fapt, circumstanțele de care te plângi devin lanțurile care te leagă. Treci cumva prin niște situații care te înlănțuie? Plângerile tale cu privire la cineva sau ceva au devenit lanțurile tale? Poate Duhul Sfânt vrea să-ți vorbească astăzi și să-ți spună să te defocalizezi de pe problemă și să îți reînrămezi circumstanța în care te afli. Să o pui într-un tablou mai mare a cărui ramă este Dumnezeu. Mai mult, exemplul tău în situații de suferință poate fi o mărturie decisivă pentru cei care se uită la tine. Privește astfel circumstanțele vieții și s-ar putea să găsești resurse sau tăria necesară să-ți onorezi Mântuitorul. Gândește-te că alții se uită la tine cum treci prin încercarea prin care treci.
Este exact ceea ce s-a întâmplat cu Pavel și cu Sila. Trupul le era înlănțuit, dar spiritul le era liber. Și această fază premergătoare a fost și cauzatoare a întâlnirii dintre Iisus și temnicer. Acest spirit liber i-a împins să cânte pe cei doi, iar alegerea de a se închina lui Dumnezeu a pornit o reacție în lanț. Lucru care ne trimite la al patrulea tablou, reacția lui Dumnezeu la atitudinea apostolilor. Versetul 26. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Ceea ce păruse o înfrângere urma să devină strategia lui Dumnezeu de căutare, de mântuire a unui om, indiferent cu privire la credință. Învățătura pentru noi? Dumnezeu nu lasă să treacă neobservată atitudinea noastră. El poate prelua și cea mai întunecată situație și să o transforme în ceva magnific. De fapt, viața este asemănătoare pregătirii unei prăjituri. Ingredientele necesare unei prăjituri sunt făină, ouă, zahăr, praf de copt, vanilie, cacao, etc. Luate de unele singure, cele mai multe din aceste ingrediente nu sunt plăcute la gust, ba chiar unele sunt greu de îngurgitat. Dar amestecate la oaltă și puse la cuptor, un timp potrivit și la temperatura corectă, pot da naștere unei prăjituri delicioase. Ei bine, în experiența vieții noastre avem parte de ingrediente care sunt greu de gustat, luate de unele singure. Și căutăm să-i spunem Domnului: Doamne, strică prăjitura, lucrurile acestea care le lași peste mine. Să nu uităm că El este maestrul cofetar. Să ne încredem în El și să așteptăm produsul final înainte de a-i comenta. Treci prin situații grele? Poate că Dumnezeu nu a intervenit încă, pentru că atitudinea ta nu este cea care trebuie să fie încă. Nu este suficient rafinată cum își dorește El. Dacă El a intervenit atunci la Pavel și la Sila, o poate face și astăzi, chiar și în cele mai disperate situații. Și apoi ajungem la al cincilea tablou al întâlnirii. Observați cum lucrurile s-au pregătit în planul lui Dumnezeu și întâlnirea dintre temnicer și Iisus începe să aibă loc? Versetele 27 la 34. Deși butucii s-au desfăcut și ușile s-au deschis, Pavel și Sila n-au zbugit-o afară. Stau acolo ca să ofere mântuirea și celui ce i-a tratat mai dur decât i se poruncise. Uitați-vă în text. I s-a poruncit temnicerului să fie păziți până a doua zi. În schimb, temnicerul îi bagă în celula dinăuntru, spune textul, adică cea fără geamuri, și le pune picioarele și mâinile în butuci, după ce spatele ți este sfârtecat de la nuiele. Să fie așezat în incomoda poziție, cu mâinile și picioarele la orizontală, amorțeala trebuia să fie groaznică. Aplicația pentru noi? Uneori Dumnezeu ne pune în situații în care să fim o mărturie, chiar și pentru dușmanii noștri. Să răspundem răului cu bine. Oare asta dorește Duhul Sfânt să vorbească cuiva astăzi? Apoi, deseori, în cazul oamenilor dezinteresați de credință, cea mai puternică mărturie este constituită din viața diferită pe care o ducem. De priveliștea care suntem în adversitățile vieții este cea mai puternică mărturie, în special pentru oamenii indiferenți cu privire la credință. Oare nu cumva greutățile prin care treci azi sunt îngăduite tocmai pentru a fi o priveliște uimitoare, deschizătoare de ochi pentru cei de lângă tine, când văd cum te raportezi tu la greul vieții? S-ar prea putea. În anul 1987, Gary Richmond a scris o carte intitulată Views from the Zoo, Perspective de la grădina zoologică. Niște ilustrații cu tâlc spiritual din lumea animalelor. Și acolo povestește cum are loc nașterea unei girafe.
Nașterea unei girafe aduce o perspectivă profundă asupra existenței adversităților vieții. Știți cum are loc o astfel de naștere? Ascultați! Când girafa naște puiul, acesta cade de la aproximativ 3 metri direct pe spate cu o buvnitură care îți dă fiori. Apoi, după ce girafa mamă privește un moment la puiul căzut la pământ, girafa îl lovește în cap cu copita. Dacă puiul nu se ridică în picioare, mai primește una peste cap. Și ea repetă acest proces tocmai pentru a stimula puiul să se ridice. Ei bine, când mica girafă, noua girafă, s-a ridicat pe picioarele firave, girafa îi dă un brânci ca să o doboare din nou. Ei bine, pentru un necunoscător, un astfel de comportament pare plin de cruzime. Pentru o mamă, însă, este o expresie a purtării de grijă, o grijă mai înaltă decât confortul imediat, și anume supraviețuirea în periculoasa savană. Uneori și noi avem impresia că Dumnezeu, deși abia ne-am pus pe picioare, ne-a îmbrâncit din nou. Poate că amintirea nașterii puiului de girafă ne-ar putea aduce aminte de marele adevăr spiritual, și anume, toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Poate că Dumnezeu are în vedere nu confortul nostru imediat, ci supraviețuirea noastră în periculoasa savană. Uitați-vă apoi la temnicerul indiferent în ce privește credința. Fiind martorul atitudinii apostolilor, este copleșit și întrebarea lui imediată este: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? De unde scoate aceste cuvinte? Ce trebuie să fac ca să scap? Și cuvintele sau răspunsul vine imediat: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Aceasta este esența veștii bune a creștinismului. Dar ce înseamnă aceasta? Este doar rostirea magică a cuvintelor: da, crede în Domnul Iisus și gata, voi fi mântuit? Nu. Textul continuă: și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Adică Pavel și Sila au intrat în detalii, i-au explicat Evanghelia în detaliu. Credința mântuitoare este punerea încrederii în Domnul Iisus Hristos ca și persoană vie pentru iertarea păcatelor și primirea vieții veșnice cu Dumnezeu. Credința mântuitoare conține cunoaștere, consimțire și consacrare. Nu este o formulă magică pe care o rostim: crede în Domnul Iisus Hristos și sunt mântuit. Nu. Credința mântuitoare presupune cunoaștere, consimțire și consacrare. Să mă explic. Cunoașterea este necesară, dar nu este suficientă. Credința este mai mult decât cunoaștere. Ne spune Pavel în Romani 1:32: și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. A cunoaște nu-i suficient, este necesar, dar nu suficient. Apoi, cunoașterea și consimțirea sunt necesare, dar nu sunt suficiente. Nicodim cunoștea și a și consimțit: învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Cunoaște și consimte, acceptă. Agripa la fel: crezi tu în proroci, împărate Agripa? Întreabă Pavel: știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. El cunoaște și consimte. Sunt necesare acestea două, dar nu sunt suficiente. Credința mântuitoare cuprinde cunoaștere, consimțire și consacrare. Toate trei. Este nevoie de consacrare, adică de a-ți pune viața la dispoziție, de a te dărui cu totul lui, hotărârea de a te încrede în Iisus pentru mântuirea ta. Astfel, treci de la poziția unui observator interesat al realităților mântuirii la poziția unei persoane care intră într-o relație personală cu Domnul Iisus. Dacă ne întoarcem la textul nostru, credința temnicerului, vedem mai apoi că s-a văzut în faptele lui.
Este interesant cum continuă relatarea. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa. De ce ni se dau aceste detalii? Pentru ca să ne învețe un vechi adevăr. Și anume, credința ta se vede în faptele tale. Nu este ceva ce iese de pe buze. Ne spune și Iacov acest lucru. Dacă cineva pretinde că crede în Iisus ca și Mântuitor, dar viața nu este schimbată, pretenția lui este suspectă. Căci dacă este cineva în Hristos, spune Pavel în 2 Corinteni 5, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Convertirea presupune un terminus acvo și un terminus adquem, adică o întoarcere de la ceva și o întoarcere spre altceva. Foarte important acest lucru. Convertirea presupune o întoarcere de la ceva, de la păcat, și o întoarcere spre ceva, spre Hristos. Apoi, tot în relatarea noastră, mai vedem un ultim lucru care merită menționat. Temnicerul este botezat. Scriptura ține să menționeze acest lucru la fiecare din cele 5 întâlniri cu Iisus de până acum. De ce? Pentru că botezul este întâlnirea cu Iisus. Botezul este semnul public al identificării cu Iisus și cu comunitatea Lui. Până nu există botezul, nu există întâlnirea completă. Cartea Faptele Apostolilor este absolut clară în această privință. Botezul arată înapoi înspre lucrarea lui Dumnezeu în viața ta și înainte înspre viața ta de credință. Botezul indică mai degrabă o direcție decât o sosire. Domnul Iisus însuși a spus că cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu doar cine va crede și se va boteza. Așa că nu-i de mirare că apostolii menționează la toate cele 5 întâlniri că după ce au priceput lucrurile, s-au botezat. Ai fost botezat? Dacă nu, întâlnirea ta cu Iisus nu este una completă. Tu nu te-ai identificat cu El, nu ești chiar gata să te declari al Lui. Și când vă întreb, ai fost botezat, mă refer botezat la maturitate. Nu botezat fără știrea ta, prin decizia părinților tăi. Cineva crede și se va boteza. Întâi trebuie să crezi. Ce înseamnă să crezi? Să cunoști, să consimți și să te consacri. Cineva crede în felul acesta și se va boteza, va fi mântuit, se va întâlni cu Iisus de fapt. Fiecare din cei 5 care au crezut au fost botezați. Temnicerul s-a întâlnit cu Iisus prin intermediul apostolilor, prin credință, prin botez. Tu? Dar întâlnirea din această zi nu este doar pentru cei care nu s-au întâlnit cu Iisus deloc. Sau pentru cei care nu s-au întâlnit complet cu Iisus, botezându-se. Întâlnirea de azi este și pentru aceia dintre noi care ne-am întâlnit deja cu El. Pavel și Sila sunt niște credincioși audiovizuali, dacă mă pot exprima așa. Adică credincioși cu cuvântul și cu fapta. Nu doar vorbesc despre Evanghelie, ei o și trăiesc în orice circumstanțe. Nu e așa că nimeni nu este interesat să vizioneze un program de televiziune la care doar partea audio sau partea video funcționează. Ar fi aproape un nonsens. S-ar putea ca textul de astăzi, întâlnirea de astăzi, să fie și pentru unii dintre noi care trecem prin diferite adversități. Dumnezeu dorește să ne comunice că suntem o priveliște pentru lume, că cineva s-ar putea întâlni cu El, privind la modul în care noi trecem prin circumstanțe. S-ar putea ca Dumnezeu să ne comunice că se așteaptă de la noi să fim niște creștini audio-vizuali.